Trei noi focare de coronavirus au izbucnit în județul Iași și în ultima zi, două dintre ele în unități medicale. Este vorba de un focar la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, unde 7 salariați sunt depistați pozitiv. DSPE a luat măsura izolării la domiciliu, dezinfecția spațiilor și reinstruirea personalului. La Spitalul Clinic Parhon, în secția de urologie, 4 cadre medicale s-au infectat, aceleași măsuri fiind aplicate și pentru acest focar. Situație dificilă la o societate comercială din Iași, unde 61 de salariați au fost testați pozitiv. Și aici cazurile sunt izolate la domiciliu și s-a făcut dezinfecția spațiilor. Fabrica produce diferite echipamente din gama de protecție profesională destinată muncitorilor, pompierilor și polițiștilor.